Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri locali, vă mulțumesc pentru prezență și vreau să, cu această ocazie să mulțumesc și Consiliului Județean, domnilor consilieri județeni și domnul președinte Consiliului Județean pentru sprijinul acordat și la fel Centrului de Cultură Carmen Seculare, pentru că și anul acesta am găsit resursele necesare să organizăm Festivalul de Darturi și Obiceiuri. Numărul dispoziției este 160, din data de 8 decembrie. Avem pe ordinea de zi 8 proiecte de hotărâre care le-ați dezbătut pe comisii. Dau cuvântul doamnei secretar pentru a ne comunica legalitate. Ședința legal constituită, într-un număr total de 19 consilieri locali, prezenți sunt 17, 7 online, 10 prezenți în sală, 2 consilieri lipsă, domnul Secheșan și domnul Predea. Aveți cuvântul. Bună ziua! Supunem spre aprobare primul proiect. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Târgu Neamț preotului paroh Gheorghe Vrăjitoru. Comisia numărul 1. Doamna, nu. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Discuții? Da, eu aveam o, nu discuție, o propunere ca să nu creăm o inechitate, că eu cunosc și alți preoți care ar merita pe viitor să luăm în discuție cu mare drag. Și în cazul altor, știu, lista de cazul similar, care tot de pe ea, de verde, a dus, a construit ceva. Care de rând? Asta e propunerea mea. Eu știu. Da. Care de rând? Dacă e să completez, ar prefera să fie și eu alții în afară de la Biserică, de la Naselor, ei au niște facilități, niște aprecieri. Poți fi un profesor, un poet, un cântăreț, un nu știu ce, un... Dar mi-am zis. Dacă am deschis, discuția, discuția, să punem în poate mai mare și mai ești tot. Ei au deja un fond, într-adevăr, Vrăjitorul, eu știu ce era. Veniți cu propuneri. Cum domnul profesor Daniel a venit cu propunerea, cu scrisoarea de intenții pentru Părintele Vrăjitor, așa oricine poate veni. Da. Oameni de bază care să aibă credibilitate. Urmează și pe alte categorii. Avem pe canotoarea, pe 2-2. Mai sunt. Dacă ați votat cel de categorii, să-mi lăsăm abandonate. Da. Mulțumim. Dar, de altă parte, trebuie să cernem foarte bine și acest titlu să obțină personalitățile care au schimbat și au adus consistent orașului acesta niște lucruri. Dar așa, dacă am văzut locul, avem lucruri. La părintele era nicio... Da, mulțumim. Revin cu o mică... Părintele ne duce pe toată lumea. De transportă. Revin cu aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 9 decembrie 2022. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, vă mulțumesc. Revenim la proiectul numărul 2. Numărul 1. Cu cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Pentru. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei asociațiilor și fundațiilor care vor beneficia în anul 2023 de subvenții de la bugetul local al orașului Târgu Neamț, în baza legii numărul 34/1998 și nivelul subvențiilor acordate. Comisia numărul 1. Comisia numărul 2. Comisia numărul 3. Discuții. Dacă există un regulament privind acordarea acestor subvenții. Poate nu era... Există un regulament, din păcate, în fiecare an, colegi consilieri care fac parte din comisie știu, nu depune decât la o singură fundație acest calțin care vrea. Da. Cândva mai beneficiau și fundațiile culturale. Da, dar n-am mai depus. Nu vă gădați licitare. Nu că n-am mai depus. N-am mai... Sunt criterii care, la care nu sunt cadrate, da. Dar astea sunt... Dar în genul ăsta, pe legea 350, o să depuneți când s-a scoate în finanțare la... Da. Va veni. Mulțumesc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc.
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției de Asistență Socială a orașului Târgu Neamț pentru anul 2022. Comisia numărul 1, Comisia numărul 2, Comisia numărul 3. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Târgu Neamț și a listei de investiții pentru anul 2022. Comisia numărul 1. Comisia numărul 1. Comisia numărul 2. Comisia numărul 3. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumim. Pentru. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 5 din HL numărul 116 din data de 27.05.2021 privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și pentru serviciile publice subordonate Consiliului Local al orașului Târgu Neamț. Comisia numărul 1, Comisia numărul 2, Comisia numărul 3, discuții. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Supunem preaprobare și nota suplimentară. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării prețurilor aferente materialelor de construcții din cadrul contractului de lucrări aferent proiectului construire infrastructură de agrement SMIS 118971 conform prevederilor ordonanței Guvernului numărul 15 din 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare actualizată. Comisia numărul 1, Comisia numărul 2, Comisia numărul 3. Cine este pentru? Discuții. Cam repede, așa, nici n-am avut discuții. Discuții. Problema era cu formula preferată de specialitate, cu semnătură. Aprobăm noi și după aia se pușesc personal, persoane de specialitate din cadrul primăriei, sau întâi avizează de legalitate referatul de specialitate și după aia aprobăm noi. La ce proiect comisie, domnul consilierul Nicu propune, chiar foarte bine, de a modifica și că sunt câteva articole care și nu și-au rost în cadrul acest proiect. Asta la fiecare hotărâre am găsit 3-4 ori. Nu numai la asta. De fapt, la toate proiecte, da. Nu este misele fără semnătură. Inclusiv la dispoziția. Mergem și vorbim cu, cu secretarea primăriei, cel mai bine ca să... Nu mai vorbim. Spune că așa vine de... Pentru că, domnul consilier, încărcat electronic sunt cele care sunt în facturator, pentru că așa e mai ușor încărcat. Asta ar însemna toate să fie scanate după ce sunt semnate și apoi trimise dumneavoastră. Iată în timpul de obicei nu îi prea permite. Ele pot fi consumate aici, de fiecare dată. Dacă aveți remanent sau în altă, dacă vi le asumați în materie de realizare înainte de a le propune discuții. Da, asta e. Dar asta e care și legalitatea care este. De formatul de piesă sunt celelalte. Nu, vreau să spune dacă își asumă juridicul înainte de a vota. Adică la doar de ședință, sunt documente, sunt asumate și semnate. Da. În ceea ce vei să pune dumneavoastră pe mail, da, se poate pe grupul consilierilor, dar pe măcar ultima pagină cu semnătura cea cu mare pe care da. Dar de buget? Nu e. O faci. Este și-o dacă nu dacă citim din modul administrativ privind răspunderea, inclusiv inițiatorul răspundere. Așa e. În vința legalității. Așa e. Așa e. Așa e. Venim cu propunerea asta colegilor de la IT și o să primiți ultima pagină cu asumarea și semnăturile să le aveți. Păi asta e. Da. Mulțumim. Da. Alte discuții? Mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Pentru. Mulțumim. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu județul Neamț prin Consiliul Județean Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean, respectiv Festivalul Obiceiurilor și Tradițiilor de Anul Nou, ediția 10-a. Comisia numărul 1, Comisia numărul 2, Comisia numărul 3, discuții.
Cine este pentru? Spuneți, spuneți. Nu am înțeles care este contribuția Consiliului Județean, că recunosc, nu am studiat. 95.000. 95.000. 95.000. 5. 950. Mulțumesc. Cu plăcere. Cine este pentru? Păi am zis pentru. Împotrivă, abțineri nu sunt. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului bugetului și a regulamentului aferent organizării evenimentului Festivalul Obiceiurilor și Tradițiilor de Anul Nou, ediția 10-a, organizat în perioada 15 decembrie 2022-2 ianuarie 2023. Comisia numărul 1. Comisia numărul 2. Comisia numărul 3. Discuții? Da, la acest eveniment și-au manifestat că să participe și oastezi de peste ordare. Noi suntem mulți în orașul Amiei noi, Casa de Cultură are un ansamblu folcloric de date și tradiții și o să vină 10-12 reprezentanța ai acestei Casei de Cultură, acestui oraș, să aducă ceva nou de din zona dânșilor. Probabil adică ceva deosebit. Chiar ne bucurăm, aș dori, să mobilizăm pe toți colaboratorii noștri din toate orașele pe care suntem înfrânsi să participe la acest eveniment. Cred că este foarte, foarte, foarte interesant, frumos și în același timp să mai vedem și obiceiurile de peste tot. Mi-a așteptat mult drag. Domnul Drău? Ce-ați spune la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținere. Vă mulțumesc. Da, vă mulțumesc. Mulțumim. La revedere.